Bună ziua, cum am dus și bine ați venit la Papi Kitchen! Ce mai faceți? Nu uitați, cum am dus înseamnă luptător. Și sunt două lucruri care mă voi bate în viața asta. Pentru Hristos și pentru credință implicit și pentru dreptate și adevăr. Pentru că iubesc dreptatea și iubesc adevărul așa cum îl iubesc și pe Dumnezeu. Haideți la un pește cu o particularitate deosebită. Pește cu alge de mare. Și cum ați văzut în videoul trecut, unde am fost un pic să nu mai intru în amănunte, asta înseamnă am luat la trântă pe cineva, vă prezentam algile de mare. Ia uitați-le. Este aceea zi. Am vrut să fac un direct, dar am zis totuși să fac două video bine distincte, pentru că vreau să ajut refugiații din Ucraina care au nevoie și un video, nu un video, două video mai tare decât un video. De aceea vă rog să vă uitați până la capăt și la acest video. Deci până la capăt, să vă uitați până la capăt, să vă uitați la reclame până la capăt, atâta timp cât va fi acest război, sumele câștigate din acest ajutor care îl aduceți voi prin această casă care o faceți, vor fi vărsate în conturi bine alese. Le bag în conturile la politicieni. Deci bine, ulolo, glumesc, sincer să fiu. Dacă vine război în România, nu aș merge la război ca să-i apăr pe acești politicieni care sunt în frunta țării și care se ascund în buncăre și vă împing pe voi și țara noastră ortodoxă, credincioasă, o împinge la lucruri prostești, că eu nu sunt de acord cu ceea ce fac, ok? Să revin la oile noastre, dar nu uitați că ăsta e un canal și cu rețete și cu lucruri de actualitate și cu znoave și cu ce, cum să zic, și cu lucruri din viața babalâcului de Papi Kitchen, care are 53 de ani în plin anul ăsta. Dar care, ia uitați câte flotări fac, una, două, trei, patru, nu, stau bine și la capătul flotări, la n-am burtă, n-am nasul mare, cum să zic, stau foarte, foarte bine, alerg bine, mai urc coarda, flotări, abdomene, merge, nu suflu, încă am împăstrez și mă bucur, slavă lui Dumnezeu că mi-a dat gânduri bune întotdeauna, mi-a dat liniște și în ultimul timp mi-a permis să am, în ultimii ani de fapt, să-mi recapăt, cum să zic, o stare psihică așa deosebită, mai ales și în bucătărie, unde destresezi și uiți de muncă și discuți și creezi și îți imaginezi și faci astăzi o rețetă cu pește, sardine și alge de mare. Bineînțeles, cine n-a dat cu un picior la alga de mare, la mare, când ați fost pe litoralul românesc sau în alte țări? Avem aici trei tipuri de alge. Sunt foarte, foarte multe. Nu toate sunt comestibile. Atenție, să nu mergeți pe malul mării să le luați și să ziceți că le mâncați că sunt comestibile. Trebuie să le și cunoașteți ca și ciupercile și să le să vă interesați înainte. Trebuie să vă spun că sunt foarte, 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 foarte bun medicament împotriva tuturor bolilor psihice, cardiovasculare, de inimă, colesterol, tot ce vreți, Alzheimer și ce nu vreți, de ce, conține toată paleta de vitamine, A, B, C, D, E, F, toate 13 vitamine, 12 sau 13 sunt în total, conține minerale ca magneziu, manganez, cupru, auziți bine acum ce vă spun, aur, conține aur. Știți ce aia? Când dați cu piciorul la o algă pe mare, gândiți-vă de 10 ori înainte să o aruncați mai departe. Magneziu, ce am mai spus, fier, toate astea contribuie la bună stare și dispoziție care trebuie să o avem. În același timp să trec și la sardinele noastre.
deci fier ce... proteine în funcție de algă are între 20 și 70% proteine oameni, vă dați seama. Eu am cel puțin aici la 100 de grame 50 de grame de proteine. Dar nu uitați că pe zi trebuie să mâncăm cel mult 2 linguri de cafea de alge dintre astea, sunt foarte iodate și cei care aveți alergie, astea nici nu vă recomand. De azi dimineața am pus la hidratat, ia uitați niște alge, uitați cum sunt, vedeți, și aici o să fac o saramură care o să pun pe aceste sardine. Nu uitați că sardinele sunt unul dintre peștii care se pot mânca cu tot cu... mănânc eu unul acum, cu tot cu oase. Cum au foarte multe oase, în niciun caz nu dați la copii. Sau dacă dați, trebuie să luați numai partea asta aici de sus. Dezveliți frumos așa și le dați, că acolo nu sunt oase. Dar aici nici să nu vă atingeți măcar, ok? Am cumpărat vreo 3 kg de sardine acum o lună, le-am împărțit în 3 și asta e ultima zi de sardine înainte de a începe postul. În post fac o pace, cum să zic, și ăștia la război fac o cerere de să nu mă atacați, vă rog frumos, că nu o să vă răspund, o să fiu liniștit, mai ales voi ăștia care v-am atacat în celălalt video. Să nu așteptați răspuns, că mă ocup de altceva, mă ocup de rugăciuni, mă ocup să mă rog de sănătatea voastră, că Dumnezeu zice roagă-te și la dușman, că sunt nepricepuți, sunt fără minte, sunt bolnavi, na, și trebuie să ne rugăm și pentru ei și îmi permit și mă bucur să mă rog și pentru voi, chiar dacă ați fost răi. Ok. Deci trebuie să mai știm că foarte, foarte bune pentru cei care vor să slăbească, ok? Dar în ziua de azi nu se mai folosește cuvintele regim alimentar. Vorbim despre alți termeni, adică noi care s-au inventat, ok? Și nu mai vorbim despre mâncare, vorbim despre asociere de mâncăruri. Ia uitați! Hai să vă spun o de-asta haslie cu sardinele. Am fost în vacanță la Cavalet-sur-Mer. Și era vara și era sărbătoarea orașului. Și în această sărbătoare a orașului era sărbătoarea mării, în care s-a adus o statuetă de la Sfânta Maria Mării și au dus-o pe mare. Na, așa au făcut ei tradiție și aveau acolo, au făcut grătare cu sardine. Numai că am mers și noi acolo să mâncăm sardine, am stat la coadă. Ce să zici, că sardinele nu erau curățate, oameni bundămațe. Wow! Și vă dați seama că eram lume multă, turiști, era vara, toată lumea lua, mânca, un sandwich erau băgate, una, două, trei sardine pe o pâine de aia mai lunguiață. Măi, și nu zici că am băgat gura și când am simțit gustul ăla de mațe, soția vezi, zice, wow, ce s-a întâmplat? Eram cu soția și cu fica. Mai zic că nu-s curățate. Și eu, minte în gust, la vremea respectivă, s-a întâmplat acum vreo 20 de ani, mă duc și îl întreb pe ăla, zic, băi, nene, dar voi le-ați curățat peștele ăsta, nu i-a scos din mațele din el totuși? Dar zice el, domnul meu, domnule dragă, monsieur, s'il vous plaît, vous venez d'où? La Romanie! Monsieur, zice, vă dați seama câte lume este aici și cât timp ne-ar fi luat ca să curățăm sardinele de mațe. Deci nu să curățăm mațele și le mâncăm așa, le mâncați așa, oh, wow. Când a auzit soția, a zis, eu nu mănânc așa ceva. Ok? Și cu tot coase, cu tot coase. Deci a zis, nu, mănâncă așa ceva, mănâncă tu, ok? Și eu m-am sacrificat, pentru că poate cincel gustă din toate și am zis să
să le mănânc totuși, dar trebuie să vă spun că na, trebuie să fii curajos să mănânci astfel de pește pentru că nu era bun. Dar turiștii mâncau, cred că de foame, pentru că am aici niște ulei de ulei tratat cu, adică cu trufe înăuntru, uite, vedeți, dacă vedeți pe fund, particulele de trufe. Are un gust foarte, foarte bun. N-am alt ulei de măsline și vreau să pun aici, în baițul ăsta care îl fac, o lingură de ulei. Sper să nu stric în totalitate gustul la, cum să zic, la... gustul la sardine, nu la sardine, la alge, dar nu am încotro, trebuie să pun, să fac aici un baiț frumos pe care o să vedeți că o să îl pun peste peștișor. Pune puțină sare, totuși, că chiar dacă vine de la mare, ele au fost tratate, deshidratate, sarea s-a dus. Hai să punem și puțin piper de espelet. Ia uitați, punem așa un deget, că ăsta îi dă putere, îi dă, hai să mai pun un hop, îi dă putere la, cum să zic, sparge moleculele din alge și face ca gustul să explodeze, să se amestece, să fie mai parfumat, să fie mai... Ok, nu uitați, trei feluri de alge, există multe, multe, multe tipuri. 3.000, nu știu dacă 3.000, dacă 3.000 este mult sau puțin. Am văzut-o pe undeva 3.000. Așa, ce mai scrie aici? Deci 943 de calorii pentru 100 de grame, grăsime 1,4 grame, 21 de grame de glucide, proteine 18 grame de proteine, fibre alimentare 29 de grame. Sare 4, are sare, nu mai trebuia să pun 4,4 grame, dar e pentru 100 de grame. Așa, să mai pun eu niște, cum se numește, niște bulion, să nu pun, nu știu ce să zic, parcă n-aș pune, aș lăsa așa numai aceste alge. Am pus ulei ca să se lipească mai bine. Și o să avem aici o rețetă originală, o rețetă, o bombă de energie care o să ne dea, pentru că această asociație nu poate să fie decât mai mult ca perfectă, pentru că amândouă produse, amândouă alimente, atât peștele cât și aceste alge, vine din același mediu marin. Deci n-are cum să nu iasă ceva extraordinar. Ia uitați cum le alguiesc puțin așa. Na, peștilor, astăzi n-aveți încotro, a spus-o de niște alge. Ok, nu știu ce gust are, căci sincer să fiu, fac pentru prima oară această rețetă, dar sigur o să iasă foarte, foarte bună. O să mai pun pe aici niște apă ca să nu se deshidrateze prin uscare. Că da, am zis că nu știu cum o să iasă. Ok. Uite așa. Perfectos! Perfectos! Ultima zi de pește. După aia cred că mai avem o dată sau de două ori pe timpul postului. Și în rest mâncăm vegetale, proteine vegetale, care sunt din abundență, foarte, foarte sănătoase. Să știți că normal, unii slăbesc, unii nu slăbesc. Ai, 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 ai. Eu am zis că pun apă, dar... Nu o să pun apă, ci o să pun zeamă, ia uitați. Pun zeama asta de la
de la alge, o pun pe toată așa și peștele, să zicem că fierbe la început, dar după aia, cu timpul, apa asta o să evapore, ok? Și atunci totul e bine. Normal, nu se ține mult pentru că e un pește care se face foarte, foarte repede, are carne fragedă. Na, uite așa. Perfectos. Ce mai vreți mai mult de atât, dragilor? O să revin la sfârșit cu partea finală. Și cius! Cuptorul e deja încălzit, îl bag la 200 de grade. Mâncare rapidă și o să vedem ce o să iasă. E un pic înșelător că zice salată a pescarului, și dar de fapt aici este trio de alge. Așa, sursă de proteine, cum nu uitați că ăștia ne bagă pastile de astea să ne luăm după ele. Asta e forma algelor care au fost uscate și l-au pus aici, că zic ăștia, oricum veganiști mănâncă destul de mult. Fabricate în Bretania, în Franța, ok? Trebuie să vă spun că wow, are să simte amare, oameni buni, să simte amare și nu amare, să simte marea, oceanul, tot ce vreți și ce nu vreți. Bun, revin la sfârșit cu peștele, să vedem cum a ieșit și ne vedem începând de săptămâna viitoare cu rețete de post. Dacă nu am timp să fac rețete, să filmez, dacă în caz mai vedeți vreuna unde nu e de post, trebuie să știți că a fost filmată într-altă zi, ok? Deci sunt unii care nu țin post, n-am nimic împotriva lor, fiecare face ce vrea. Deci, na, o să fie bună pentru cei care nu țin post, ok? Eu nu vă dau niciun sfat, fiecare să facă ce crede de cuvință, fiecare să creadă în cine vrea, fiecare să... Eu vă spun ceea ce fac eu, ceea ce cred eu, ok? Și prin ceea ce fac, ceea ce simt, cum mă simt, cât sunt de fericit, cât sunt de bucuros, cât lucruri bune întâlnesc în jurul meu, unde pozitive, na, toate astea vin de la un singur aspect. Ok? Pe mai târziu. Ok, am ajuns la rezultatul final. Trebuie să vă spun că... Așa cum v-am spus, ia uitați ce avem aici. Excelentos, perfectos. Ia uitați ce sardină cu alge. Ia să gustăm algele deja. Wow. Unele s-au uscat. Sunt crocate. Care au fost deasupra. V-am zis că apa se duce. Peștele e făcut. Oasele sunt crocante. Wow! Bun! Mămăliguță sigur ar merge. O să o fac mai târziu. Ceea ce vreau să fac eu acum, vreau să vă demonstrez că peștele se mănâncă cu tot, ok? Nu arătați la copii că bine capul ăsta n-are rost. Frige încă. Nu arătați la copii că nu e bine. În schimb, știți că... Ia uitați. Wow. Gust extraordinar. Știți că făina din oase se folosește în foarte multe mâncăruri pentru animale. Dacă am un video în care zic că
Ce mâncau păsările sau animalele ieri, mâncăm noi astăzi, făcând referire la semințe. Astăzi vă spun că într-o zi o să mâncăm făină din oase de pește, oameni buni. Deci, cum ziceam, pentru copii, luați numai partea asta de aici. Vedeți? Asta nu are oase. Vedeți? Și lor le dați asta că e bună. Nu uitați. Dacă mănâncați cu nos, băgați pâine sau mămăligă la greu ca să se ducă pe gât, pe esofag. Să nu încercați să sculpească, nu vine. Frigei excelent, wow! Wow! A zice Papi Kitchen e nebun, dar imaginați-vă că sunteți în război, vă asigur. Gândiți-vă la bieții de ucrainieni, ei ar mânca și numai oase dacă le-ați da, le-ar mânca. Wow, sunt excelenți. Wow. Absolut minunat. Oameni buni, este un deliciu, de mai pomenit. Hai să mai mâncăm unul. Tot cu oase. Ia uitați ce avem aici. Wow, ce alge. Algele sau... Au luat gustul de la pește și peștele și în același timp peștele au gustul de la alge. E un gust absolut care nu l-ați mai simțit în viața voastră. Wow. Excelent. Excelent. Bine că am toți dinții și toate măsurile și pot să... Top de top. Wow, excelent.
Excelentos! L-am întors așa că sosul care era sub hârtie să să-și facă efectul. Uite așa aici, antigăiță. Wow! Când vine draga mea soție acasă, mai întâi o să zică ce miros aici, pentru că se simte mirosul la alge. Alea care au fost pe deasupra, unele sunt arsele. Arse. Gata. Wow. Vrei să mâncăm când vine vânta, da? Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe data viitoare. Nu uitați, uitați-vă la tot video, uitați la toate clipurile, căci pe timpul războiului toți banii care îi voi strânge, îi voi da la orfani și victimele acestui atroce război. Da? Bravo! Mersi! Ceau, ceau! O să fac și video probă, bineînțeles, ca să nu sară câte unii necredincioși care să zică ha. Oricum sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. Ciao, ciao!